Bună din nou și bine ați revenit la un nou videoclip! Astăzi vreau să facem un clip un pic diferit, dată fiind perioada în care ne aflăm. Final de liceu pentru mulți dintre voi, final de facultate și dată fiind multe discuții pe care le-am avut în ultima vreme cu studenții de mei și discuții pe care le-am văzut aici pe internet despre cum să ne alegem următorii pași. Acum ceva vreme am făcut un clip care este pe departe cel mai popular clip de pe canalul meu, un clip despre ce înseamnă să fii student la limbi străine. O să las un card undeva aici. Și mă bucură tare mult să văd că acel clip în continuare vă ajută foarte tare. Deși inițial mă gândeam să fac un clip despre facultate și atât, dedicat liceenilor, după mi-am dat seama că eu, învârtindu-mă mai mult în zona de studenți, văd o panică uneori, la fel de mare, și în rândul studenților care termină ciclul de licență și nu știu ce să facă mai departe la masterat. Și tocmai de asta am zis să împart clipul ăsta în două. Prima jumătate dedicată celor care sunt clasa a 12 -a sau chiar mai mici, care se gândesc ce să facă mai departe. Și a doua parte este dedicată celor care termină ciclul de licență și se gândesc dacă să facă mai departe un masterat și în ce domeniu. Un pic de background înainte să începem este faptul că eu am fost un licean foarte confuz, pentru că toată Copilăria mea și toată adolescența mea am fost împinsă în direcția de real sau, în cel mai rău caz, științele ale naturii, pentru că asta mi-e background-ul, ai mei sunt matematicieni de la un cap la celălalt. Dar eu am știut mereu că asta nu-i de mine și, practic, a trebuit să aflu singură ce este de mine și a fost o perioadă foarte ciudată. Dar, haideți să vă arăt ce m-a ajutat pe mine cel mai tare pentru a lua cea mai bună decizie a vieții mele cu siguranță. În primul rând, cel mai și cel mai important lucru este să mizezi pe ce ești bun. Am primit de curând o replică de genul de ce să mai fac engleză, de ce să mai fac limbi străine dacă eu deja știu engleză și deja sunt bună la engleză. Tocmai pentru că ești bun la chestia aia, mi se pare foarte important să mergi mai departe, să te specializezi în asta. Mi se pare super important să maximizăm acea chestie la care deja suntem foarte buni sau care ne place în mod special. Fie că vorbim despre engleză, chimie, informatică, dacă ești bun la o chestie, mergi pe direcția aia. O altă chestie pe care eu am făcut-o și care s-a dovedit a fi foarte utilă pentru mine a fost să nu ascult de cei din jurul meu și să nu dau la o facultate doar pentru că este cool sau doar pentru că lumea așa face. Și cum am zis, sigur, la mine în familie ar fi fost mult mai liniște dacă aș fi făcut politehnică sau medicină sau mai știu eu ce. Și deși le ascultam argumentele, tot am vrut să iau o decizie care a fost mai bună pentru mine pe termen lung. Ce am observat însă la final de liceu era că existau și anumite fițe, facultăți care erau cool la vremea respectivă. Evident, cei care dădeau la arhitectură pe vremea aia erau așa într-o bulă a lor. Era foarte cool să faci farmacie, să nu mai faci medicină neapărat și... Am simțit de câteva ori presiunea că oh, tu faci doar limbi străine în timp ce noi facem facultăți mai serioase, whatever that means. Și mă bucur foarte, foarte tare că nu am ascultat de toate vocile astea, pentru că acum, uitându-mă înapoi, spre deosebire de o parte dintre acei colegi care au ales facultatea doar pentru că dă bine să alege o anumită facultate, eu chiar profesez în domeniu, which is great. Al treilea lucru care oarecum se leagă cu chestia asta este să încercați să nu puneți presiune nici voi pe voi. Știu că este foarte greu la momentul ăsta când cineva te pune să-ți alegi viitorul, dar încercați să nu mai priviți așa. Nu mi se pare că facultatea este o decizie definitivă în niciun fel. Nu-ți decizi viitorul, nu-ți decizi cariera, ci decizi o direcție în care ai putea să mergi sau nu mai departe. Știu. Super multe povești de succes cu oameni care, la un moment dat, și-au schimbat complet direcția, și-au plecat de la limbi străine și-au făcut medicină, sau invers, au plecat de la poli și-au făcut psihologie. Lucrurile nu trebuie să fie definitive la momentul ăsta al vieții voastre, lucrurile nu sunt definitive niciodată, dar mi se pare că, în momentul în care, ei, un pic, impresiunea pe care o pune toată lumea asupra ta poți să vezi lucrurile un pic mai clar. Alegeți o direcție, lucrul acela care te pasionează, care te atrage, care ți se pare interesant și apoi, cu siguranță, dacă vei continua să fii interesat și pasionat de chestia asta, sigur se vor găsi metode de a monetiza pasiunea respectivă. Un alt lucru iar foarte important și care mă bucur că se întâmplă din ce în ce mai mult este să experimentezi din ce în ce mai multe lucruri în timpul liceului. Mă refer evident la tot ce înseamnă work experience din timpul liceului, de la voluntariate la internship-uri. Experiențe de orice fel, care în primul rând să-ți arate în ce direcție vrei să mergi. Nu știu, dacă te duci la un curs de programare, poate-ți dai seama că asta vrei să faci tot restul vieții. Mi se pare super, super, super important să te expui la multe chestii din timpul liceului, chid că ele pot părea useless la momentul respectiv. De la cursuri, așa cum am zis, care poate pot aduce o valoare în adevăratul sens al cuvântului la voluntariate pentru concerte. Eu știu că m-am hotărât să dau la comunicare pe vremea când abia începeam liceul după ce am fost la un concert care mi-a plăcut atât de mult încât am zis eu vreau să organizez concerte. N-am ajuns să fac asta, dar a fost o direcție pe care am vrut să merg multă, multă vreme. Așadar, cred că e super important să ne expunem la multe experiențe și întotdeauna să ținem mintea deschisă cu privire la Hei, oare aș putea să fac și eu ceva de genul ăsta? Și în ultimul rând, odată ce ai oarecare idei, mi se pare foarte important să faci puțin research cu privire la cursurile pe care le vei face în facultate și profii pe care o să îi ai. În ceea ce privește profii, cu Întotdeauna vor fi opinii pro și contra despre același om, cu siguranță, dar în ceea ce privește cursurile, lucrurile sunt un pic mai clare. Vezi ce se studiază efectiv acolo. Poate nu te interesează de fapt, poate îți place domeniul de criminalistică, dar când vezi cursurile luate separat, îți dai seama că poate nu e chiar așa de interesant. Sau, da, sure, ți-ar plăcea să faci arte, dar când te uiți la cursuri, îți dai seama că nu e asta ce ai vrea și că ție ți îți place efectiv partea practică din artă. Fă un pic de research. Din păcate, văd foarte, foarte mulți studenți de mei care vin la limbi străine fără să fi știut în ce se bagă, fără să se fi gândit de dinainte că, hei, poate o să fie de citit la limbi străine. Um, dar mi se pare că în era asta avem acces la toată lumea, la toate informațiile și e foarte important să ne facem temele de dinainte. Bun, asta e o întrebare pe care cred că toată lumea și-o pune. Unde mă duc la facultate? Dar o întrebare pe care o văd din ce în ce mai des, fiind expusă la mediul ăsta al studenților, este, ok, am făcut o facultate, mi-a plăcut sau nu, ce fac mai departe? Cum îmi aleg cariera mai departe? În primul rând, mi se pare că finalul facultății este cel mai bun moment să fii foarte sincer cu tine, să stai să te gândești cum ai abordat tu facultatea și experiența studenției și dacă este ceva care într-adevăr ți-a plăcut sau nu. Se poate poate să nu fie nimic care ți-a plăcut, sunt foarte multe persoane cu care efectiv nu le place la facultate and it's fine. Ăsta este momentul să schimbi. Dacă îți dai că ai făcut poli și nu ți-a plăcut chestia asta, ok, poți să zici că ai pierdut patru ani din viață, dar ăsta este momentul perfect pentru a face o schimbare și de 180 de grade. Dacă vrei să faci comunicare acum, go for it. Sau dacă vrei să faci medicină sau mai știu eu ce. O altă chestie care oarecum se repetă este ideea de a face cât mai multe lucruri în timpul facultății. Niciodată nu am fost un susținător al joburilor în timpul facultății, deși le înțeleg rolul, dar mi se pare că îți iau mult din experiența studenției, altă discuție cu totul, dar vara, sau măcar part-time, mi se pare foarte important să faci voluntariate, internship-uri, să te angajezi pe perioade scurte ca să-ți dai seama ce-ți place și ce nu. Eu știu că am fost la un moment dat într-o firmă care se ocupa de publicitate și nu mi-a plăcut chestia asta, știu de o fostă studentă de-a mea care toată viața și a imaginat că va fi profesoară, și după când a început să predea și-a dat seama că nu e ce îi place, și asta a ajutat-o să schimbe direcția. Dar cred că în momentul în care vedem ce nu ne place, este la fel de important ca momentul în care ne dăm seama ce vrem cu adevărat să facem. Așadar, mergeți la cât mai multe evenimente, experimentați cât mai mult și încercați să faceți lucruri diferite ca să vedeți în ce direcție ați putea merge. Un alt lucru pe care, din păcate, oamenii nu-l fac suficient, deși cred cu tărie că ar trebui să-l facă, este să vadă masteratele, oricare ar fi ele, ca o oportunitate de networking. Fie că vorbim despre un masterat care continuă facultatea pe care tu ai făcut-o sau un masterat complet nou, făți un pic temele cu privire la cine sunt oamenii care predau acolo și cum pot ei să-ți deschidă niște uși mai departe. Poate suna un pic egoist, dar mi se pare că rolul unui profesor nu este doar să-ți dea o materie și cu asta basta, ci dacă are niște contacte și dacă te poate ajuta să intri pe câmpul muncii, cred că e foarte important să o facă. Așadar, Făți un pic temele. Este un prof acolo pe care îl știi că este foarte conectat la lumea politicii, de exemplu ai cum să profiți de pe urma experienței sale și a contactelor pe care le are? Dacă da, go for it. Dar, asta vine cu un dar, va trebui tu să fii genul de om care știe să profite de chestiile astea, ceea ce iar se învață doar făcând lucruri de genul ăsta. Și în ultimul rând, un lucru care E oarecum dificil și speculativ, dar foarte important este să ți imaginezi cum ar arăta viața ta peste, să spunem, 5 ani într un mod cât se poate de onest. Știu că e foarte ușor să idealizăm cum ar arăta viețile noastre, dar chiar și în varianta aia ideală, să vezi dacă drumul pe care mergi ți-ar face plăcere. De exemplu, dacă dau la masteratul ăsta, ce se întâmplă? Plec din țară, dacă da, unde mă duc? Cum ar fi viața mea dacă aș trăi la Londra? Dacă fac un doctorat mai departe, cum ar arăta viața mea? Păi, asta și-aș citi în BCU câte 10 ore pe zi. Super! Mi-ar plăcea foarte tare chestia asta. Dacă îți dai seama că nu ți-ar plăcea să citești 10 ore pe zi în BCU, atunci poate un masterat ultra-teoretic nu este neapărat uh, direcția în care ar trebui să mergi. Bun, cam asta a fost părerea mea despre subiectul ăsta foarte vast. Aș mai avea foarte multe de spus, dar măcar 20 de minute să fie clipul ăsta. Dacă v-a plăcut, dați un thumbs up, spuneți-mi în comentarii cum a fost pentru voi experiența alegerii facultății și a masteratului sau dacă vă e teamă de asta sau nu, care este poziția voastră în, în povestea asta. Dacă nu v-ați abonat încă, nu uitați să apăsați și butonul de subscribe de mai jos și până săptămâna viitoare când noi ne vedem aici cu un nou videoclip, ne auzim și pe Instagram. Până atunci, știți chestii frumoase, frumoase și noi ne auzim curând. Bye!